Salut, sunt Roxen, iar astăzi o să vă spun the story of my life cu ajutorul unor bilețele și abia aștept să văd ce urmează. Așa. Pisică. Păi, ultima mea pisică o am de când avea 3 zile, nici măcar n-avea ochii deschiși și cordonul umbilical căzut. Inspirație. Îmi găsesc inspirație în cam orice. Zamă. Zama de pui de la mama de acasă. Ai cea mai bună. Dimineața. Dimineața mi-aș dori să pot să dorm mai mult. Cluj. Orașul meu natal este Cluj. Mama. Eu și mama avem o relație foarte ciudată, dar ne înțelegem și ne iubim oricum. Vegetarian. Da, sunt vegetariană de aproape 2 ani. Mă rog, am mai făcut niște excepții, dar nu sunt mândră de asta. Sushi. Da, mănânc sushi în fiecare zi și ador sushi cu măr. Billy. Da, Billy. Clona mea. Eu și Billy semănăm destul de mult. Hit. Aș vrea ca toate piesele mele să fie hit. Iar acum o să le amestecăm și o să aflăm povestea vieții mele. Bun, deci hit. Aș vrea ca toate piesele mele să fie hit, pentru că ador să mănânc sushi și am nevoie de bani de sushi. Și aș vrea să fac asta în Cluj, pentru că îmi place Billie Eilish și vreau să ajung să o cunosc și pe ea, să mâncăm sushi împreună. Dimineața, la micul dejun. Dar cu toate astea, ar trebui să mâncăm și o zeamă de la mama, o zeamă de pui, care e cea mai bună, și să încercăm să dăm pisica la o parte care vrea să mănânce și ea din zeama noastră. Asta ar putea fi o inspirație foarte bună pentru o piesă, pentru că ar face-o mândră pe mama să vorbesc despre zeama ei într-o piesă. Și sunt vegetariană și am zis că o să mănânc zeamă de pui de la mama. Și cam asta a fost. Mulțumesc! Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare!